Ba da, până de Exact. bobotează. Hai să vedem. Berbecu are o săptămână în care toată lumea se gândește la el, toată lumea îi oferă, ia uite, cadouri. Deci e o săptămână de cadouri. Să nu ziceți că e numai că e de, sunt sărbătorile. Așa a căzut pe Ruberbec. Ia să vedem pentru Taur. Taurul are o săptămână de dragoste, fertilitate și belșug. Deci din prima săptămână a anului, Taurul are împlinirea deci tuturor sunt, viselor. Deci sunt rune pentru săptămâna pentru 24, 30, păi, 23, păi stai puțin, suntem 30. Pentru suntem sărbători, 30, pentru sărbători. Ah, pentru sărbători. De la 31 până pe 6, pe 7, ah. Da? Bici, am înțeles, toată, fără încă Crăciun. Încă sunt sărbători. Da. Sunt sărbători, da? Astea le dăm anticipat că... Și cu Crăciunul mai este, cred că sunt și pentru Crăciun, nu? Că sărbătorile pentru noi mai mult, mai mult de Crăciun decât nu, de Revelion. Asta este pe perioada respectivă. A, așa. Deci în jur Crăciun-Revelion. Ia uite, semnificație. Fertilitate, belșug, peste puțin. Timp, visele taurilor se vor împlini. Să vedem și pentru gemeni. Gemenii, de la început, în perioada asta, șansa să se mute de acasă sau din serviciu. Deci asta e parcă cu dedicație numai pentru artiști. Se mută de acasă, stau pe la hotel, se duc, fac spectacole, da? Doamne ajută! O săptămână foarte agitată și cu decizii majore. În schimb, pentru rac, racul este sfătuit să nu încerce să aibă pretenții prea mari, să forțeze mâna norocului, pentru că toate surprizele vin step by step zilele astea, da? Deci, atenție, hai să vedem și pentru leu. Leu are o săptămână de protecție, pentru că el, chiar dacă zice că nu mănâncă, va încerca să mănânce mai mult. Și asta, runa a venit ca protecție totală, ca să nu-i se întâmple ceva rău în perioada asta de sărbători. Deci, leu este protejat total. Poftim. Da? Ai văzut forța divină ce face? Să vedem fecioara. Fecioara încă nu s-a potolit și chiar pe perioada săptămâna asta de sărbători va căuta în permanență să susțină o mică bătălie cu cei din jur. Dar are și un sfat foarte interesant. Hai încerca să nu mai fiți atât de alarmiști, că totul se rezolvă. Nu vă Doamne cercați, ajută! Da? Hai să vedem balanța de sărbători. Balanța trebuie să-și consolideze poziția, pentru că de sărbători cam toată lumea o să lase balanța sau să o pună la treabă. Și nu o să se îi dea prea multă importanță, dar de sărbători balanțele trebuie să-și consolideze poziția, trebuie să ia, cum se zice, taurul de coarne și să stabilească toate valorile, familie, servici. Deci e o săptămână în care se iau cele mai importante decizii. Puternici și mai importante Așa este, decizii. Da. Așa este. Bun. Hai să vedem pentru scorpioni. Păi, scorpionii au ocazia să producă un salt rapid, calitativ în existența lor. Deci e săptămâna cu schimbări. Intră în anul nou cu multe, multe schimbări benefice. Hai să vedem și săgetătorii. Săgetătorii, acum runa vine pentru săgetători să-și rezolve problemele discutând cu toți ceilalți membri de familie, că se pare că sunt cam multe nemulțumiri și dacă nu le rezolvă, nu găsesc rezolvarea, atunci apar multe disensiuni. Capricornii, în schimb, capricornii se pregătesc pentru un an mult mai bun, sunt sfătuiți să lase grijile, fricile, spaimele și munca aia în exces și să se pregătească pentru o perioadă extraordinar de benefică. Vărsătorul, ca de obicei, cum e omul viitorului și a internetului și a toate, are planuri fantastice, multe mesaje din toate direcțiile, din toate zonele, numai că trebuie să fie centralist și pe recepție, să primească comenzile. Iar peștișorii și-au pus de gând și de în perioada asta de sărbători să plece la distracție. Își fac bagajele, probabil că vor să facă revelionul în afara acvariului și s-ar putea să ducă pe la oceane, pe la Marea Neagră, Marea Albastră. Am înțeles. Deci gânduri bune, super. Numai rune frumoase. Hai că au fost rune chiar foarte frumoase. Lidia, pilda foarte scurtă, rog.